Ieri, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a făcut un apel către spitale să scoată posturi la concurs, chiar dacă e în vigoare ordonanța care limitează angajările la stat. Rafila a precizat că va trimite un memorandum la guvern pentru a solicita angajări pe aceste posturi libere, cu atât mai mult cu cât prin aplicarea ordonanței li s-ar face o mare nedreptate celor peste 1000 de noi medici specialiști care n-ar avea cum să se mai angajeze. Am făcut un apel la toate spitalele din România să scoată posturile la concurs. Acum, sigur, ne găsim într-o perioadă în care există o ordonanță care limitează angajările în toate sectoarele, nu numai în sectorul sanitar. Și au fost diverse discuții dacă sănătatea și învățământul sunt sau nu incluse în această ordonanță. Eu o să fac din nou apel la spitale să solicite posturile de medici, de asistenți medicali de care au nevoie și să le scoată la concurs și vă promit că voi face un memorandum în guvern care să aprobe scoaterea la concurs a acestor posturi, chiar dacă există în vigoare această ordonanță, a declarat duminică într-o conferință de presă Alexandru Rafila. Managerul Spitalului Municipal din Hunedoara, Radu Budaie, a declarat pentru Hunedoara 1 că unitatea medicală va scoate la concurs 12 posturi de medici în diferite specializări. Spitalul Hunedoara scoate în perioada următoare 12 posturi de medici specialiști la concurs. Discutăm de specialitățile medicale unde Spitalul Hunedoara are deficit de medici și acestea sunt două posturi de medic pediatru, un post de medicină de laborator, trei posturi de medici medicină internă, două posturi de medici ginecologi și trei medici de medic stomatolog. Radu Budaie apreciază gestul ministrului, dar străduința de a angaja medicii rezolvă doar pe jumătate problema creată de aplicarea ordonanței austerității, deoarece în spitale este o lipsă acută și de personal auxiliar. Este un proces natural. Oamenii care lucrează spital, mă refer la spital, fiindcă asta mă doare pe mine, se pensionează sau pleacă din sistem din anumite cauze. În locul lor va trebui să vină alții ca să poți să asiguri asistența medicală corespunzătoare pacienților internați. Blocându-se angajările în spital, va fi afectat calitatea actului medical. Mă bucură atitudinea domnului ministru și este o abordare corectă, dar vreau să subliniez că pe lângă nevoia de medici dintr-un spital mai este nevoie și de asistenți și de brancardieri și de îngrijitoare și de infirmiere. Sunt și alte categorii pentru care va trebui să vedem soluții în viitor ca să putem să aducem un sistem. Deci se rezolvă doar o parte a problemei, de fapt. Dacă discutăm doar de medici, da, este doar o parte a problemei. Potrivit ministrului Sănătății, în decurs de 48 de ore de la primirea listelor cu posturile scoase la concurs la nivel național, va înainta guvernului memorandumul promis.